În ultima vreme se vorbește din ce în ce mai mult și pe bună dreptate despre moartea albinelor. Este un fenomen pe care trebuie să-l luăm și noi în discuție, mai ales că folosirea intensivă a insecticidelor și în special a neonicotinoidelor poate provoca adevărate dezastre în privința familiilor de albine. Din fericire, în România există încă zone curate, nepoluate, cu o floră diversă, ceea ce face ca mierea românească să fie apreciată peste tot în lume. Acestea au fost subiectele dialogului pentru sănătate pe care l-am avut cu doamna dr. Cristina Matăescu, cercetător științific la Institutul de Bioresurse Alimentare și în același timp președinta Comisiei Științifice a Organizației Mondiale Apimondia. Apicultura românească este recunoscută peste tot în lume și ar trebui, pe bună dreptate, să o luăm în considerare ca pe o posibilă direcție pentru brandul nostru de țară. Mierea noastră este încă foarte bună și este foarte căutată și ar trebui chiar să încurajăm apicultura din țara asta, pentru că trebuie să vă spun că apicultorii sunt îngroziți în lume. Există acel fenomen îngrozitor care se numește colapsul coloniilor de albine, colony collapse disorder, deci dispariția practică a albinelor, și dacă pierdem albinele, o treime din ceea ce mâncăm dispare. Vorbesc de fructe și legume care sunt polenizate în exclusivitate prin aportul albinelor și altor polenizatori, pentru că dacă dispare albina, desigur că și alți polenizatori vor dispărea. Organizația Mondială Apimondia încearcă, prin diferite mijloace, să atragă atenția asupra acestor probleme. Este vorba de o carte care a fost prezentată la congresul al 45-lea de apicultură al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultură, Apimondia, cunoscută, care chiar așa se numește, No Bees, No Life. Deci, fără albine nu avem viață. Este o carte care este, de fapt, o culegere a unor gânduri puse așternute pe hârtie de specialiști și oameni importanți în această lume a apiculturii, în care se dorește a se trage un semnal de alarmă foarte puternic asupra faptului că prin ceea ce facem noi, printr-o agricultură intensivă, prin utilizarea de pesticide, prin utilizarea mijloacelor de comunicație, a undelor, a medicamentelor, aceste albine care ne sunt atât de dragi și care ar trebui să reprezinte un lucru sfânt, din păcate încep să dispară. Și nu este numai la nivelul nostru, este la nivel global acest fenomen. Din fericire, România se prezintă în domeniul apiculturii mult mai bine decât alte țări. Apicultura în România reprezintă una dintre cele mai bine reprezentate ramuri ale zootehniei și, dacă stau să mă gândesc foarte bine, practic pentru fondurile europene, să știți că programele pe apicultură, Programul Național Apicol, au fost cel puțin din 2009-2010, au fost accesate cu sume foarte mari. Mai mult decât atât, aș putea să vă spun că la nivel european ocupăm cam ca și fonduri locul 2, 1 până în locul 3. Deci ca accesare de fonduri europene pe programele de apicultură. Apicultura s-a și dezvoltat foarte mult. Noi am avut o cădere, o pierdere mare a numărului de familii de albine după ce s-a întâmplat cu Cernobâl, au fost niște viroze atunci. Dar treptat, prin aplicarea unor tehnici corecte, apicultorii au reușit să refacă șeptelul și la ora actuală suntem la un nivel aproximativ egal cu al Franței, deși Franța este de două ori mai mare decât noi. Iată și de ce apicultura românească are un asemenea succes. Noi avem niște condiții climatice și condiții de floră, o diversitate de floră extraordinară și asta este iarăși un argument pentru faptul că mierea românească este foarte, foarte căutată. Și chiar aș putea spune că în 2016, dacă nu mă înșel, am fost pe primul loc în comunitatea europeană din punct de vedere al exportului de miere. Asta este un lucru foarte, foarte bun. Dar ceea ce mă doare mai mult și mai mult este faptul că plecăm cu tot ce este bun la export, iar consumul în țară este foarte mic. Acest consum de miere, din păcate, cu greu a ajuns în 27 de ani la 500 de grame, aproximativ 500 de grame pe cap de locuitor, el plecând de la circa 50 de grame, atâta aveam în 1989-1990 ca și consum pe cap de locuitor. Cred că odată cu introducerea noilor concepte de alimentație sănătoasă, de alimentație organică sau bio, cum se spune,
Și în conștiința sau în obiceiurile alimentare ale noastre au intrat și consumul de alimente mai naturale, ca să le spunem așa. Însă, apicultura românească a devenit un model peste tot în lume. Trebuie să vă spun, fiindcă am lucrat foarte multă vreme în domeniul acesta și mai ales în apiterapie, că valorificam tot ceea ce însemna produs al stupului. Și la noi, în România, s-a născut școala științifică de apiterapie și România a fost un exemplu pentru toate statele din jur, chiar și atunci când nu era membre Uniunii Europene, că a devenit destul de recent membre Uniunii Europene, era un exemplu pentru valorificarea tot ceea ce înseamnă producție din apicultură. Dar era o valorificare pe bază științifică, pentru că aici au fost echipe în care oamenii, efectiv specialiști, farmaciști, medici, biochimiști, biologi, au studiat aceste produse ale stupului, e vorba de miere, propolis, polen, lăptișor de matcă, păstură, tot ceea ce înseamnă produs al stupului, și au reușit să facă diferite, să conceapă diferite formule cu destinație terapeutică bine definită în diferite boli ale organismului uman. Iar acest model a fost preluat și de alte state, pentru că lucrurile valoroase sunt recunoscute, apreciate și aplicate. Tocmai am primit o invitație de a face niște cursuri de specialitate pentru personalul medical și la nivel de oameni cu studii superioare, de medici, pentru că dânșii, turcii, de fapt, au făcut un progres extraordinar, în sensul că la nivel guvernamental, de parlament al Turciei, s-a aprobat o lege privind tratamentele alternative și complementare, între care se regăsește și apiterapia. Și au foarte mare nevoie de training, de instruire, pentru ca să poată să aplice astfel de tratamente. Trebuie să vă spun, apropo de exemplul României, suntem prima țară din lume care a creat primul centru medical de apiterapie din lume și asta este un motiv de mândrie. Grație profesorului Harnaș, pe care anul trecut l-am comemorat pentru că am plinit 100 de ani de la naștere, din păcate ne-a părăsit mult prea devreme, a fost un om care a trăit pentru apicultură și pentru albine și a dăruit tot ce a putut pentru ca a valorifica această prețioasă insectă și produsele ei. Așa că România este un exemplu încă pentru apiterapie. Școala noastră este recunoscută. Cu toată modestia, întotdeauna au existat reprezentanți ai apiterapiei românești în forurile internaționale. Vorbesc de această Federație Asociațiilor de Apicultură și cu toată modestia mă bucur să reprezint România în acest forum al apicultorilor din lume. În plus, în ultima vreme, remediile apifitoterapeutice au devenit din ce în ce mai apreciate peste tot în lume. Să știți că sunt multe țări care acum se reorientează și pe baza faptului că orientarea până în 2023 al Organizației Mondiale a Sănătății este chiar de întoarcere către tipul de tratament tradițional, complementar, medicină alternativă, se încurajează acest lucru și sunt foarte multe țări, vorbesc și de țările asiatice, unde există tradiție și unde se împletește, spre exemplu, tehnica de medicină tradițională chineză, respectiv acupunctura, cu tratamentul apiterapic, respectiv se face apipunctură, folosindu-se înțepăturile cu venin de albine, cu albine pe punctele clasice de apicultură, de acupunctură. Apoi Japonia și Coreea de Sud au foarte bună tradiție în astfel de tratamente. Există mai multe forme de aplicare a tratamentelor cu venin de albine, fie pe de-o parte folosind albina vie și lăsând-o să înțepe printr-o grilă în care dimensiunea ochiurilor este foarte mică, astfel încât forma de ac, știți, e ca o săgeată, așa, să nu intre total, pentru că atunci se rupe întreg sistemul digestiv al albinei și albina moare. Asta este o formă de aplicare. Unii scot camera acului și folosesc numai camera acului pentru că oamenilor le e frică de insecte, să nu o vadă că înțeapă. Există chestia asta chiar în Germania, nu le place să pui poze cu albine, că le e frică de alergii. Merită așadar să le includem în alimentația noastră zilnică și în tratamentele complementare pe care le alegem și să nu uităm că apicultura românească poate fi o șansă pentru noi și o bună direcție pentru brandul nostru de țară.